Salut! În sfârșit facem un vlog în care vorbim despre serviciul de acțiuni speciale și am hotărât să încep întâi cu un prieten de-al meu pe care îl cunosc de puțin timp, dar pe care îl apreciez foarte mult. Se numește Micu Ababei, este din Năvodari. A fost mulți ani în serviciul de acțiuni speciale, iar în prezent este... Acum pe 50 de parai.
așa. Так привольно нам с тобою. Я не порт мама. Să vezi ce amendă te iei! Ești în gura mării de Tatilău! Să vezi ce amendă te iei! Unde rapi pe Tatilău? Uite, aruncă cu o sticlă, băi! Atunci când tu te crezi rege, vine gurzul să te lege, vine gurzul să te lege! Să nu-mi dați amendă că sunt pe carosabil. Un inculpat în 15.000 de dosare, Runcan Radu, dosarul... Ce s-a întâmplat? Păi i-am zis, plătește-ți între tine aia, că mi-o crește apa. Și el a zis, plătește-ți amendele, ciumbule. Să stă în față la magazinul ăla și în supraveghează locuința. De câte ori intru, când trec așa pe lângă... Am făcut dosar penal la domnul Iacoblev. Dar cum să mă facă ciungă? Bora, Dragoce, ăla m-a făcut ciungă. Și ăsta vine în instanță și zice că nu. Cum se numește? Runcan Radu. Dar nu știu cum, că erau și martori. Era aia de la magazin de acolo. Așa, și ce a făcut? Păi și ce? Ți-a făcut ciungă? Da, mi-a folosit expresia ciungule în loc public. Da?
contravenție prevăzută de articolul 2 aliniatul 1 legea 61/91. O știu, domnule, nu e problemă de asta. Așa, și... În afară de ce, ce mai? Atâta, și am închis geamul. Că eu i-am zis, plătește-te între tine. Unde stă Radul? La L3, ăla care scoate câinele, e prieten cu domnul Ababei Nicolae? Nu știu, nu. Păi, ascultați-mă, pe marți mi-a arătat concubina lui un semn obscen, fiind în mașină. Păi ce-a scris la parchet? Pe 7 februarie 2020, iar mi-a arătat același semn fiind scris. Păi nu, domne, la Elefteriu, păi ce să, că și-a luat angajamentul odată în fața lui domnul Elefteriu. Veniți dumneavoastră, identificați marturia, că eu îi fac. Păi nu e urgentă, ascultați-mă, nu e urgentă, dar e contravenție. Bine, o să fac scris și o să spun că dumneata ai venit și m-ai trimis acasă. Păi și tu ai l-ai primit-o? Mi-a dat putul în ușă. Păi și? Și bă, am auzit hârșind. Și când l-a plecat, s-a vrut să vorbesc. Și noi. Și dacă am primit-o, n-a să-mi mai mult peste. De ce nu purtați mă mască? Ha? De ce nu purtați mască? De ce nu purtați mască? No, 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 no.
Ce? Unde e omul ăla care m-a lovit? De ce m-ai lovit, mă, nene? Zici de ce m-ai lovit? De ce m-ai lovit? De ce m-ai lovit? Zici mie, de ce m-ai lovit? Să mor tu! Nu mă mai incita că te bat, du-te, pleacă dracu de aici. Aici în fața secției de poliție mi-a zis Filat domnul Bujor că domnul Filat Paul m-a rugat să aștept afară. Domnul Tolcan Adrian mi-a spus în repetate rânduri că urmăresc politic. Adică afară, nu? Aici m-a lovit. Aici era când i-am atras atenția că nu poartă mască și m-a fugărit. Deci că mi-am băgat în maică. De ce nu ți-aduce aminte? Dai tu-i martor. Păi ce, tata e martor? Păi mi-a adus și eu mi-am băgat în maică ta. Da, și eu mi-am băgat așa, am zis eu. Da, în loc să mulțumesc, mă ascultă în gură și mai jurat. Dumneata mi-ai trimis citație. Așa, păi începe citație. Începe citație. Mi-ai dat... Da, știu că sunt trei. Știu că sunt trei. Dar dumneata mi-ai dat amen. Eu te-am făcut plângere pe la înainte să-mi dai dumneata amen. Păi care? Anume, care pe noi? De ce nu port mă mască? Zi-mă, de ce nu port mască? De ce nu port mască? Ce vrei, mă? Uite. Ce te interesează? Ce p*** vrei, mă? Ia plec! Ce te interesează? De ce nu port mă mască? Dracă-mă de aici! De ce nu port mască? Uite aici telefonul!
ziua. Eu n-am ce... De la poliția în Vodari? Eu n-am ce discuta cu dumneata, că dumneata e făcutul în dosar. Eu că sunt polițistul de serviciu... Ok, ok. Și n-am ce discuta cu dumneata. Sunt polițistul de serviciu Părașul Vodari astăzi. Okay. Nu asta sună la 1-2, este da, obligat de lege să vin. Da, Anton, uite, m-a luat, m-a luat la bă. Cine da, v-a luat? Murat Risat. Nu știu cine este. E, știe doamna... Păi nu, a sunat la 112. Da, am sunat la 112, că m-a luat unul la bătaie. Ascultă, m-a... Ia, vedeți? M-a tăvălit. Dați-mi un act de identitate ca să pot să fac fișa de 112. Sunt persoana vătămată în dosarul dumneavoastră. Cum veniți dumneavoastră ca să vă la mine la ușă? Da, această nimeni faceți afișare și lăsați nu. Tot județul și orașul, la 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 la, fie că eu le sănașu, la 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 la. Mă cunoaște toată țara, la 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 la, Burzu! De la Hunedoara, la la la. Nu se mai pierde, nu se mai vede urmă de cal. Pe la izboare nu mai apare umbra călare a cui hai nu. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai colilor? Unde-s vizioarele, unde-s bunarele, cai și fintele ai ucilor? Rai, 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 rai,
ce fraier se dă interlop, dar unde că... Sunt în fața judecătoriei și am venit la contestația împotriva procesului verbal întocmit de Vancea Victor, cel care, în dosarul căruia sunt persoană vătămată. În fața, când am venit mai devreme, era Bitalent în fața judecătoriei. Nu știu, oare o fi de rapidare sau o coincidență. Deși nu cred că este o pură coincidență, nu are cum să fie. Yeah.